Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Expresivă și sociabilă, dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 3 octombrie, ești amabilă, plină de spirit și farmec, poți păstra atenția publicului cu observații judicioase și povești distractive, câștigând de dragostea celorlalți. Reputația ta de molie seculară este bine meritată, pentru că iubești petrecerile și adunările, prefer să iei imediat o poziție centrală și vrei să câștigi recunoașterea prietenilor și cunoscuților, înzestrată cu un gust impecabil, ai o înțelegere subtilă a frumuseții și a stilului, cu toate acestea, în ciuda abilităților tale sociale și a admirației pentru oameni frumoși, vibranți, ești suficientă de dezvoltată încât să nu-ți permiți să te lași sedusă de o viață dulce tu percepi sensibil tendințele sociale, nu numai că urmezi moda, dar poți deveni legiuitoarea acesteia, cel puțin în mediul social. Tu găsești o plăcere deosebită în haine elegante, case bine mobilate, umplute cu cele mai noi aparate electronice, idei la modă, adică te străduiești să fii super în orice sens al cuvântului. În același timp, plătești de bună voie tributul tradiției, care este cheia succesului tău? Nu-ți place când cineva încearcă să te limiteze la un cadru de interes profesional restrâns, ești interesată de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și poți deveni cu ușurință expert în mai multe domenii. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: liniște, Dreptate, iubire de artă, respectarea legii, profesionalism, indecizia balanței și complexitatea în luarea rapide a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus. Tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu podobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Acestea îi poți fi recunoscătoare pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine. Ești caracterizată prin sociabilitate și prietenie. Ești înzestrată cu un sentiment impecabil de gust, stil. Acorze o mare atenție opinie publice. Pentru tine este extrem de important să ți se respecte statutul primit. Ești autosuficientă, știi ce vrei, nu te grăbești la extreme și nu te arunci în aventuri. Ți se poate aprecia sinceritatea, talentul ascultătorului. Tu dai frâul liber emoțiilor, ești exaltată deși ești critică în acest sens și, în ciuda faptului că poți fi deschisă la o mare varietate de impresii, ai preferințe și prejudecăți evidente. Ești foarte serioasă în ceea ce privește principala ta meserie, încercând să obții rezultate maxime. Dacă ai abilități deosebite sau deții o poziție de conducere, angajații și colegii te pot idolatriza, considerându-te model sau reprezentant ideal al echipei. Cu toate acestea, o abordare excesiv de responsabilă a muncii te poate duce la situația că, te arzi, de regulă. Ești perfect conștientă de ceea ce așteaptă exact societatea de la tine și ce rol ar trebui să fie jucată la un moment dat sau altul. Ai tendința spre exhibiționism și ești fericită când ești în centrul atenției. Este extrem de dificil pentru tine dacă nu ești observată și, deși poți fi singură multă vreme, trebuie să exagerezi din când în când pentru a fi văzută și recunoscută. Tu crezi că pur și simplu trebuie să fii lider în familie sau într-un grup social. Rară ori stai deoparte permițând de dezvoltarea evenimentelor fără participarea ta, dar prefer să ai o mână în orice afacere, indiferent cât de obișnuită sau neobișnuită ar fi. Prezența gustului este o mângrie specială, așa că acuzația de prost gust pentru tine este o adevărată insultă. Ești un amestec curios de introvert și extrovert. Deseori demonstrezi o perspectivă specială asupra lumii interioare a altor oameni, dar ești foarte reticentă în a-ți dezvălui sufletul. Preferi să-ți petreci timpul într-un cerc restrâns, reducându-l adesea în final la una sau două persoane apropiate. Ar trebui să fii atentă să nu te lași îndepărtată de efecte de suprafață, zinobism, prestigiu care pot avea un efect extrem de negativ asupra copiilor și relațiilor cu ceilalți, poți fi acuzată că ai făcut prietenii în scopuri carierești sau pentru ca oamenii potriviți să te vadă în societate, te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești răbdătoare, ospitalieră, bine îngrijită, iubitoare, ești puțin conservatoare. Îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești inclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 3 octombrie soarta ta? Universul ți-a dăruit un set unic de calități, dintre care unele le primești când te naști, restul le dezvolți în procesul de creștere și formare, ești foarte activă, capabilă să-ți atingi obiectivele, farmecul tău natural te tă ajută la stabilirea cu ușurință unor noi contacte de care să beneficiezi nu numai în viața personală, ci și în cariera ta, tu poți simți subtil sufletul celorlalți. Aceste lucruri te ajută să determini dorințele și motivațiile interlocutorilor. Jucând inteligent cu emoțiile lor, realizezi ceea ce îți dorești. Fiind protejată de elementul aer, prețuiești cu adevărată libertatea de alegere, pentru tine nu există un cadru. Ești interesată de tot ce se întâmplă în jurul tău. Aceste lucruri te ajută să obții un succes mare în mai multe direcții simultan. Lejeritatea inerentă caracterului te ajută să fii primă în toate. Tu ți profesia în serios, poți ocupa poziții de conducere. De obicei, colegii au un exemplu de la tine. Ai un mare simț al stilului, înțelegi și sesizezi în mod subtil tendințele modei. Poți fi chiar un moderator al tendințelor actuale. Adori rafinamentul în orice, în haine, în interior, chiar și în lucrurile care te înconjoară. Prin urmare, nu poți fi învinuită de prost gust sau de imitație proastă. Prin natura ești perfecționistă. Pentru a rezolva această problemă, poți folosi nu numai abilitățile profesionale, ci și farmecul personal. Uneori ești foarte restrânsă, impulsivă. În acest caz, vei exprima pe față tot ceea ce gândești despre cineva și vei demonstra astfel puterea frustrării sau mâniei tale dar de îndată ce conflictul s-a epuizat, vei uita imediat de el. Dorința de a conduce și de atenție totală, uneori te împing la acțiuni impulsive. Ești predispusă la exhibiționism, te simți inconfortabil și singură dacă încetezi să mai fii observată. Deși iubești momentele de singurătate, din când în când, ai nevoie să fii în lumina reflectoarelor gloriei. Dar în ciuda egocentrismului tău, Poți dori să-ți împarți timpul liber cu un cerc restrâns de oameni, de obicei cu una sau două persoane. Te consideri lider nu numai în rândul prietenilor, ci și în familie. Tu consideri că este de datoria ta să fii simpatică, să încerci să ajuți pe toți cei care îți sunt familiari. Stelele te predispun să ai succes în toate, deși nu ar strica să încetinești ritmul, moderându-ți etichetarea și atitudinea superficială față de oameni. Toate acestea se pot întoarce împotriva ta, pot afecta negativ comunicarea cu ceilalți, altfel, acestea îți pot aduce condamnarea totală din partea celorlalți, poți începe să fii acuzată de prietenie selectivă și de a face cunoștințe noi de dragul scopurilor tale prudente, pentru ca data nașterii să nu te afecteze rău, determinați inițial prioritățile și principiile, implicate în dezvoltarea personală nu dai ispitelor, fi fermă în deciziile tale, dragoste și compatibilitate. Poți fi un partener iubitor, dar prietenia și interesele comune sunt importante pentru tine nu mai puțin decât sentimentele. Ți se pare că vrei o relație puternică, dar în afecțiunea ta nu ești prea de încredere. Poate dura mult timp până când decizi să-ți conectezi viața cu cineva. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura multă timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră, fermecătoare, magică, prietenoasă, ai darul natural al unui orator. Nu ți este greu să păstrezi atenția publicului abilitățile apar încă din copilărie. În timp, talentul naratorului este dezvăluit. Atenția publicului te ajută la păstrarea combinației în povestea digresiunilor umoristice, a observațiilor judicioase și a concluziilor analitice. Tu știi aproape totul despre stil și modă, dar și mai multe despre frumusețe. Te simți confortabil în rolul de designerului de modă, al stilistului. Poți fi atrasă de arhitectură, fiecare dintre proiectele tale este impecabil, Demn de toată lauda, tu adori viața socială, ești întotdeauna în centrul atenției, a câștiga recunoaștere pentru tine nu este o problemă. Poți conduce o echipă, sănătate și boli, în diferite perioade din viața ta poți suferi de un sindrom ciudat de a merge la petreceri și restaurante, din punct de vedere psihologic. Pericolul poate fi nevoia ta de a fi în centrul atenției. Poți fi ușor atrasă de alcool, cafea, țigări ca atribute indispensabile ale comunicării cu prietenii. Ca urmare, stresul și oboseala se acumulează, ceea ce se traduce în tulburări psihosomatice. Această tendință trebuie controlată și, dacă este posibil, eliminată. Tu mănânci de obicei, ce este, gustând din mers sau sandvișuri. Vei avea însă mai multe beneficii dacă moderezi ritmul frenetic al vieții, găsind timp pentru o alimentație adecvată și exerciții fizice regulate. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat să fii ambițioasă, cu o voință puternică, hotărâtă. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură, încât sporesc proprietățile pozitive ale caracterului, ai noroc și succes peste tot ai mulți prieteni puternici, tot ce vei întreprinde, vei reuși. Sfaturi pentru tine. Nu ești înclinată să-ți restrângi și să-ți ascunzi emoțiile. Aceste lucruri nu este întotdeauna potrivit. Pentru a crește eficacitatea și calitatea comunicării interpersonale ar trebui să înveți autocontrolul. În dorința ta de a ține pasul cu vremurile, nu uita de dezvoltarea spirituală. Definește-ți principiile imobile pe care le poți urma în viață, acordă o mare atenție formării personalității tale. Nu lăsa ispitele să te conducă. Nu tot ce sclipește este aur. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi în setă de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja, dintre bijuterii. Vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou? ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te-ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.